Tomisului și pelerinajul la Sfântul Andrei. Știți de fapt ce irită maxim pe oameni? Dubla măsură și felul ăsta arogant, chiar disprețuitor de a trata lucrurile cu dublă măsură. Păi, liberalii au interzis orice fel de adunări peste 20 de persoane. Numai că, săptămâna trecută, aceiași liberali, în frunte cu președintele Iohannis, s-au întâlnit la un hotel din București pentru a lansa nu știu ce plan de redresare, depășim, bineînțeles, cu mult numărul de 20 de persoane. Păi ce facem? Ne batem iar joc? Adică oamenii simpli nu au voie. Însă peneliștii au voie, da? La Constanța, credincioșii sunt scoși afară din biserici cu mascații. Iar în centrul capitalei se fac șuiete politice care încalcă restricțiile. Însă poliția le tolerează. Sau la noi, săptămâna trecută, ați văzut, a venit în Dâmbovița domnul Orban, a făcut paradă în fața muncitorilor de la COS și totul de fapt s-a sfârșit cu o baie de mulțime pe platoul prefecturii, cu zeci de oameni buluciți și cu Orban în mijlocul lor. Păi ce facem? E voie doar când vine PNL-ul? Dacă făceam noi, cei de la Pro-România, o astfel de manifestație, ce credeți? Veneau mascații peste noi, bineînțeles, și amendau toată piața, cu siguranță. Asta irită, spun eu, cel mai mult. Nu ai voie să te închini la Sfântul Andrei, dar ai voie să te îmbulzești și, bineînțeles, să-l aplauzi pe domnul Orban. Nu ai voie să te rogi, însă ai voie să lansezi programe politice PNL. Nu este voie la școală pentru copii, însă avem voie la alegeri. Eu spun că este de-a dreptul revoltător. Guvernanții și politicienii din anturajul lor sfidează astfel o țară întreagă, arătând de fapt că lor nu li se aplică regulile. Atunci când se consideră mai presus de lege, când drepturile și libertățile cetățenești sunt încălcate sub pretextul unei crize sanitare, un guvern își pierde legitimitatea și spun eu că trebuie să plece. Astea sunt cele trei subiecte la care eu am vrut să mă refer astăzi.